Da, ne-a trebuit din play-out. Începem nou campionat, cum ați pregătit? Da, un început de play-out. O echipă, una dintre cele două echipe apropiate ca și noi din punct de vedere valoric. Am avut un meci foarte greu la Târgu Jiu în campionatul regulat. O echipă formată din jucători, o echipă omogenă, o echipă formată din jucători foarte talentați. Au un echilibru, au câștigat la Ciu. Au un antrenor care îl cunosc pe jucarul, foarte ambițios. Îmi doresc să începem bine, îmi doresc să tratăm play-out-ul ăsta foarte serios. Așa, aparent, suntem liniștiți din punct de vedere al barajului. Dar îmi doresc ca echipa noastră să crească, să pregătim sezonul viitor. Vor fi jucători care vor evolua, care au evoluat mai puțin pentru că merită șansa asta, că s-au antrenat bine și n-au jucat foarte mult. Am așteptări să tratăm serios play-out-ul ăsta. Din păcate, pentru noi, am avut speranță până la final că putem juca în play-off. N-am mai spus-o, am avut toți așa o nebunie, chiar și voi speram lucrul ăsta, deși a fost foarte greu, dar este play-out și trebuie să obținem maxim din el și trebuie să tratăm serios, în perspectiva sezonului următor. Față de grupa cealaltă, pare mai bună asta. Da, pare mai accesibilă. Avem două echipe, ți-am zis, de același nivel, eu consider de cam de același nivel cu noi e Viitorul, Târgu Jiu și Concordia Chiașna. Avem apoi două meciuri complicate, zic eu, care sunt Sparta și cu Dumbrăvița și două meciuri aparent ușoare, Ripensia și cu Unirea Constanța. Ripensia nu știu cum vor începe acest play-off, pentru că la ei se bat cu Sparta și diferențe de un punct. Dar nu prea puțin important sunt adversarii, repet, îmi doresc ca să avem evoluții bune, să avem rezultate pe măsură și am așteptat de la jucătorii noștri să se trateze foarte serios, pentru că mai sunt 6 jocuri și, practic, într-o lună jumate e cam gata. Cam ce propui pentru acest play-off? Adică îmi doresc să repet, să arătăm bine, îmi doresc să tratăm meciurile serios, să câștigăm fiecare meci, îmi doresc lucrul ăsta, îmi doresc să, chiar dacă nu câștigăm, să arătăm că am vrut lucrul ăsta, că am jucat bine, că am adus jucătorii care vor intra, am așteptări de la ei ca să se motiveze, să arate că meritau să joace până acum. E și o șansă pentru ei. Ceilalți care au jucat au confirmat sau măcar am făcut așa o analiză asupra lor. Le voi da șansă și celorlalți jucători, pentru că, am repet, merită și e și un moment prielnic pentru asta, mai ales jucătorilor tineri să joace. Deci s-a terminat sezonul regulat, ținând cont de absolut tot ceea ce a fost până acum, ai spus că nu ne ascunde, că au fost și probleme financiare și de alte ori din echipă făcută destul de târziu. Dacă e să trage linie, nu mai știu sincer exact ce e în contract, dacă mai e încă un an de contract, îți doresc să mai rămâi încă un sezon. Îmi doresc foarte mult să rămân, doar că lucrurile să se fie schimbate la început, să nu se mai repede greșelile astea. N-are legătură cu banii mei, n-are legătură cu absolut niciun fel de clauză, n-am nicio clauză, ca antrenor, clauza cea mai bună e ultimul rezultat. Tot timpul am spus asta, nu o să mă gândesc niciodată de un contract, niciodată în viața mea, când a venit un patron și mi-a zis plec și a plecat. Cu un singur patron m-am judecat, pentru că s-a purtat cu mine, a fost Nicolae Lastru. Atât, în rest am plecat, am făcut mâna, am pierdut bani, la revedere. Nu e problema de mine, problema este să dea și spun, că vreau ca lucrurile să fie foarte clare și imaginea să fie foarte corectă. Și cred că sunt un tip onest și am fost foarte implicat în proiectul ăsta anul ăsta. Foarte, din toate punctele de vedere. Adică asta a fost. Să nu se mai repete greșelile pe la scurtă vara trecută. Este primul lucru care mi-l doresc, pentru că tot aici ajungem. Tot o să ne întrebăm, tot o să pierdem niște pași. Noi am pierdut play-off în etapa 1-4. Și să închid. Am pierdut din etapa 5, am avut 5 puncte. Foarte puțin. Adică din 15 posibil. E greu să recuperez. Au existat până în momentul de față discuții pentru încă un an, pentru prelungire, tot ceea ce înseamnă, ce ai zis tu, condiția ta? Am vorbit cu oameni, cu cei care conduc, repet, pentru, i-am spus-o, noi, în primul rând, trebuie, îmi pare să ne așezăm ca și club. E foarte important lucrul ăsta, am zis-o și în vară și lucrurile au progresat foarte mult în ultimul timp. Am progresat și din punct de vedere sportiv. Din momentul ăsta suntem o echipă care, nu cred că este vreo echipă care poate să spună acum o poate pe Brașov ușor.
cred că sunt singura echipă care am dominat pe ea și cap de repriza doar am și de acolo. Cred, cred. Și asta e un mare lucru, credeți-mă ce se întâmplă așa acum. Nu știu, vreau să văd o echipă care mai domine așa, în momentul ăsta. Noi am crescut foarte mult sportiv, ca și club. Oamenii care sunt în jurul clubului sunt foarte pozitivi. Încearcă tot timpul să... doar ca să se și poate. E foarte important să se și poate. Iar pentru asta vom vedea în vară. Dacă în vară lucrurile se reglează și își doresc să lucreze cu mine, cu cea mai mare plăcere. Pentru că mă simt foarte bine la Brașov. Simt sprijinul lumii pe stradă. E un oraș care n-am locuit în el până acum, dar care mi-e foarte drag în momentul ăsta. Foarte drag. Doar că condițiile trebuie să schimbe puțin. Din punct de vedere al începutului de sezon. Dacă se schimbă asta, să putem să începem bine, sau să încercăm să începem, să indicare, să nu mai fie declarațiile alea, că când m-am vrut judecă Adi Mariga, că să nu zic așa ceva, că dacă zic încercăm, o să încercăm să vindem play-off, dacă lucrurile sunt altfel. Ca să nu mă mai agațe lumea prin ziare, după aia că am zis și am fost fraier. Sunt un antrenor care am promovat de 3 ori, dacă mă duc acolo la Baia Mare, o să zic că obiectivul e promovat. Nu pot să zic că construiesc o echipă. Înseamnă că vă păcălesc pe voi. Voi apreciați sinceritatea și nu aromați. E foarte important. Și nu folosi asta împotriva mea, că nu prind play-off. Dar... Și trebuie să știi tu că nimeni nu te va amenaja în cazul în care vei rămâne. Clar va fi un obiectiv. Păi dacă voi m-ați menajat, dacă nu m-am menajat acum. Acum, a treilea, deja se va dori ca dacă... Dar atunci să fie lucrurile corecte. Păi dacă crezi vreodată că sunt, mă supăr la un critic, toată viața am fost mai criticat. Ai fost pe vreo stadion de plasare să vezi ce mi se întâmplă? Ferească-mă Dumnezeu. Nu, dar m-auzi. Ești călit și îți mai spun ceva. Să știi că așa e foarte de o presă bună. Foarte bună și foarte prezent. Așa? Dacă se întâmpla chestia asta la Craiova sau la Ploiești, era, deci, ceea ce spui, este nimic. Asta depinde că au și așteptări. Da. Păi tu, că spune, să se gândiți, că știu. Păi vorbim, vorbim becuri și noi vorbim de sifoane. E altă poveste. Și vorbim. Depinde cum începe, depinde ce vreme, cum e așezat. Eram acum la... Păi îți dau un exemplu. Miercurea Ciuc, săraci, Chiajna. Povestește-mi Chiajna. Tu ți imaginezi, acolo e problema, au băgat Slobozia. Cap coadă banii la zi prime la fiecare meci, știi? Cap coadă. De când a început din vară până acum. N-au prins play-off-ul. Chiajna. Știi cât a investit Chiajna în iarnă? Foarte mult. Enorm. Acolo e un dezastru. Noi am început cu 3 luni de caraj total. S-a pierdut. Și am venit pe parcurs. Într-adevăr, e un eșec pe care... Băi, eu sunt foarte supărat că am prins play-off-ul. Stai, eu nu caut nimic. Deci eu sunt primul supărat, sunt foarte dezamăgit. Pentru că a fost o nebunie mea și chiar am crezut de aia am zis. Și chiar voi, știi că făceam calculul. Era o nebunie noastră. Da? Asta e, mi-am prins. Dar în același timp, în nebunia ta, când ai declarat și declarat, erai convins că lucrurile vor merge bine de la început. Adică sperai chestia asta. Speram chestia asta. Adică speram pentru că aveam, lucrurile erau clare, era ce jucători, facem. Era încă iunie, dacă mai duc aminte. Da. Sunt de acolo românesc. Da. Diferență mare. Adică glumesc. Da, tu știi foarte bine. Chiar că îmi primi drag și că te apreciez. Nu există așa ceva. Doamne, trebuie să vă apreciez pe toți. Și chiar am o parte de o presă foarte bună și nu s-a pus presiune sub nicio formă. Și, până la urmă, e un obiectiv pe care nu l-am îndeplinit și cu asta basta. Ce se vorbim? Doar că sunt niște cauze și, apropo de rămas, rămân în condiții în care se schimbă puțin lucruri din punctul ăsta de vedere. Nu e vorba de contractul meu, de clauzele mele. Nu există. Pentru mine, clauza unui antrenor este ultimul rezultat.